Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Cosmin Bulzan și vă invit să urmăriți știrile zilei de la Făgăraș. Inspectorii de la Direcția Antifraudă Fiscală au băgat spaima în comercianții din Făgăraș, luați pe nepregătite de controle. Patronii de magazine și localuri publice știu că au obligația să afișeze în locuri vizibile lângă casele de marcat un avertisment pentru clienți. Dacă nu primesc bon fiscal, oamenii pot pleca acasă cu marfa gratis. Prea puțin șefi de magazine s-au conformat, iar controlul i-a băgat în sperieți. Inspectorii i-au obligat să posteze afișele și să se conformeze cerințelor legii. Cei găsiți în regulă au fost luați în vizor, iar la următoarea abatere îi paște amenda de la 10.000 la 15.000 de lei și suspendarea activității în punctul de lucru de la o lună la 3 luni. Panică ieri în rândul comercianților din Făgăraș, care se simt cu musca pe căciulă și nu emit bon fiscal. Inspectori de la Direcția Antifraudă Fiscală au verificat modul în care comercianții se conformează obligației de utilizare a caselor de marcat și dacă emit bonuri fiscale. Este un prim pas în care patronilor de magazine și de localuri publice li s-a adus la cunoștință încă o dată că trebuie să afișeze la vedere avertismentul potrivit căruia clienții pot primi marfa gratis dacă nu li se dă bon fiscal. La Făgăraș doar câteva unități au postat anunțul. Comercianții pasibili de amendă din această cauză spun că oricum clienții nu pot pleca fără să plătească, pentru că banii sunt dați înaintea eliberării bonului. Vânzătorii susțin că prea puțin cumpărători solicită bonul atunci când fac cumpărături. Pentru fiecare client în parte, din totdeauna de când este magazinul s-a dat bonul, deci nu numai de când este afișul. Nu am avut niciodată nicio problemă, noi le dăm bonul. Sunt persoane care și le lasă, noi îi rugăm să și le ia. Nu, n-am avut cu nimeni niciodată. Noi am dat la toată lumea întotdeauna bon. Ce trebuie să știe comercianții? Să posteze la vedere în zona casei de marcat un afiș de atenționare, din care reiese că clienții care nu primesc bon fiscal pot pleca preluând marfa fără să o plătească. Totodată, cumpărătorii sunt invitați să păstreze bonul pentru a participa la loteria fiscală. Pentru cazurile în care întâmpină dificultăți, clienții pot suna gratuit la 0800 800 085. Serviciul Tel Verde al Ministerului Finanțelor, pus permanent la dispoziția cetățenilor. Amenda contravențională pe care o poate lua un comerciant care nu respectă legea este de la 10.000 la 15.000 de lei și suspendarea activității în punctul de lucru pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni. De asemenea, comercianții trebuie să fie foarte atenți, să corespundă suma marcată pe casa de marcat cu banii din casierie. Dacă la inspecție există sume deținute fără a putea fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanțe, acestea se confiscă și se dispune amenda de la 2.000 la 4.000 de lei. Totodată, făgărășenii care primesc bonurile fiscale și le păstrează pot participa la prima extragere a loteriei fiscale, ce se desfășoară pe 13 aprilie, în a doua zi de Paști, cu ajutorul Loteriei Naționale, cu bonurile fiscale emise de comercianți în perioada 2 februarie 28 martie. S-au afișat notele obținute de liceenii de a 11-a și a 12-a care au susținut simularea examenelor de bacalaureat. La Colegiul Național Radu Negru, spre exemplu, promovabilitatea este de 70%. Dacă dascălii și părinții nu sunt prea mulțumiți de rezultate, liceenii sunt optimiști și spun că mai au timp să se pună cu burta pe carte. Cei de a 11-a mai au în față un an, însă pentru promoția absolvenților 2015 au mai rămas 3 luni până la examenul de maturitate, care contează pentru drumul lor în viață. Liceenii de clasa a 11 și a 12 au fost în febra simulărilor de bacalaureat la începutul acestei luni, mai exact în perioada 2-6 martie. Aceștia au avut de susținut probe la materiile obligatorii fiecărui profil în parte, română, matematică sau istorie, dar și pentru materiile la alegere. La Colegiul Național Radu Negru, doar 70% dintre elevii claselor a 11-a și a 12-a au reușit să promoveze aceste examene de pregătire. Așa cum am procedat și la evaluarea națională pentru clasa a 8-a, am început ședințele cu părinții, încât toată lumea să poată să fie cunoștință de cauză, mă refer la familie, la elevi și cadrele didactice, care participă cu toții la procesul instructiv educativ. Cadrele didactice care au elevi la
materia pe care o predau la bacalaureat, au program suplimentar de pregătire. Acest lucru a fost analizat de fiecare dată în ședințele de catedră, în ședințele cu părinții. Toată lumea este la curent cu această pregătire suplimentară care se organizează la nivelul unității școlare. La această instituție de învățământ nu s-a obținut nicio notă de 10, însă elevii buni au reușit să atingă rezultate apropiate de cele maxime. Dacă elevii de clasa 11 mai au la dispoziție un an pentru a învăța, cei de clasa 12 vor susține examenul de maturitate în luna iulie. Cadrele didactice cred că elevii mai au timp de pregătire pentru recuperarea noțiunilor pe care nu le-au știut la simulare, astfel încât la bacalaureatul propriu-zis să obțină note cât mai mari. Ne găsim la un procent care este mult mai mare decât procentul pe care îl are această simulare la nivelul județului Brașov și, de ce nu, cred eu că și la nivel național. Dar noi tindem spre acel procent de 100% pe care vrem să-l atingem în ceea ce privește probabilitatea examenului de bacalaureat. Sperăm ca prin aceste analize pe care le facem și, bineînțeles, măsurile care, concrete pe care le luăm, să îmbunătățim situația cât în perioada examenului în sine de bacalaureat, cât și la evaluarea națională, rezultatele să fie în pretențiile colegiului Radu Negru. Mă refer la faptul că și anul trecut rezultatele au fost bune și foarte bune și am încredere în pregătirea elevilor și că și în acest an școlar Radu Negru va obține rezultatele pe care ne dorim cu toții. Cei mai avantajați de aceste simulări au fost elevii din clasele a 11-a, care au putut să vadă nivelul la care au ajuns în pregătirea lor și la ce materii mai au de învățat. M-am descurcat bine. Prima oară a fost un pic cam greu, dar m-am descurcat fiindcă am învățat. Pentru a ne pregăti pentru adevăratul examen, adevărata barieră, problemă. Cel mai greu mi s-a părut la matematică, dar m-am pregătit destul de mult pentru această ocazie. Notele obținute de liceeni la simulările de la bacalaureat nu se trec în catalog, dar rezultatele sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. În acest an, sesiunea din vară a bacalaureatului începe în data de 8 iunie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice în limba română, apoi cele de limba maternă, competențele digitale și cele ale unei limbi de circulație internațională. Din 29 iulie urmează etapa examenelor scrise. S-a redeschis șantierul Catedralei Ortodoxe din Făgăraș. Odată cu încălzirea vremii, se lucrează intens la fațadă. Echipa de 30 de muncitori a montat schela pe latura edificiului spre Bulevardul Unirii. În paralel, se pun la punct și detaliile cu privire la execuția pardoselii din interiorul bisericii. Soluția tehnică vine din partea unui specialist, care săptămâna viitoare alege atât materialul, cât și culoarea potrivită pavimentului. Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraș, cel mai mare lăcaș de cult din orașul nostru care va putea adăposti mii de persoane, începe să prindă contur. Lucrările se desfășoară în ritm alert. Peste 30 de muncitori lucrează în prezent la finalizarea fațadei edificiului. Anul acesta se împlinesc două decenii de când se tot lucrează la catedrală. În 95 s-au făcut primele săpături pentru fundație, iar în 99 au fost demarate lucrările de construcție a demisolului cu instalațiile de apă, curent și canalizare. În anul 2004 s-a început ridicarea zidurilor, care au ajuns până la cota de 4 metri, iar în 2005 până la 7 metri. Încet, încet, forma lăcașului de cult a început să prindă contur. Acum iată că s-a ajuns și la fațadă și pardoseală. Până acum am lucrat pe interior, ne-am amenajat în cei doi stâlpi din partea dinspre Brașov, patru camere, unde am amenajat spații necesare pentru cazarea muncitorilor, cu baie, cu tot ce trebuie necesar, cu încălzire în pardoseală, camere care o să le folosim pe viitor pentru bibliotecă, arhivă, contabilitate sau alte destinații. Am tencuit turnurile pe interior și am turnat scările pe interiorul turnurilor pentru faptul că după aceea nu o să mai putem lucra pe interior. Urmează următoarea lucrare care va fi făcută pe interior, pardoseala, însă
Aici suntem cu foarte mare grijă și atenție pentru faptul că vrem să iasă ceva frumos și de 4 luni de zile alergăm după materiale, după granit. Să ne dea în culorile care vrem noi și să facem și niște modele frumoase. S-ar putea săptămâna care vine să ne vină un artist, un designer de la București, ne-am văzut câteva lucrări, ca să ne putem hotărâi asupra modelului care trebuie să-l facem, fiindcă dacă facem această lucrare și nu ne este frumoasă, ne pare rău, pentru că Pardoseala va fi una dintre lucrările care va da o notă și o apreciere pentru catedrală. În noiembrie anul trecut, lăcașului de cult s-a repartizat suma de 2,35 de milioane de lei. Cu acești bani s-au achiziționat materiale pentru finisajul exterior. Lucrările la fațada catedralei au început dinspre partea cu bulevardul și continuă cu partea dinspre cetate. Pe exterior am început lucrările și suntem legați de două probleme. De aprovizionarea cu materiale, pentru că materiale de pe exterior le aducem din Germania. Klingeritul cu care o să placăm și adezivii și kitul de la o singură întreprindere, la o singură fabrică, cea mai veche fabrică de clingerii de cărămidă din Germania, pentru faptul că dacă luăm din alte părți, într-o parte clingeritul și într-o parte adezivul sau kitul, pe urmă nu putem primi garanția pentru lucrare. Astfel că am primit deja ieri un tir de clingerit pe care l-am depozitat aici și într-o jumătate de ceas, un ceas de vreme, ne apare următorul tir și ca să putem începe lucrările să avem întâi materialele. Pe urmă, problema ne împotmolim la schelă pentru faptul că noi avem o singură schelă de 1000 de metri pătrați pe care deja am și montat-o ieri pe partea dinspre bulevard. Și cu această schelă, pentru ca să mai montăm schelă din lemn care necesită foarte mari cheltuieli și manoperă multă, o să ne mutăm cu această schelă în jurul catedralei. O să mergem din partea aceasta, pe pe față, spre cetate și ultima dată o să lăsăm partea din spate a catedralei pentru faptul că acolo avem un bob. Avem două echipe cu care lucrăm, aproximativ 30 de oameni pe care îi cazăm aici, o parte și la hotel de la piață, și pentru că încă două camere nu ne sunt terminate sus, mai avem de vopsit, și cu o echipă lucrăm sus pe acoperișe, unde echipa respectivă face absolut tot ce este legat de partea de sus, fiindcă dacă lucrăm cu două echipe ne lovim cap în cap. Și această echipă îmi răspunde de sus absolut de tot. Și placatul pereților, și acoperișele, și șarpantă, și îmbrăcatul turnurilor, tot. Și echipa cealaltă lucrează jos, tot rotundul. Avem jos aproximativ 3000 de metri pătrați și sus 1500 de metri pătrați de placat, plus acoperișele și plus turnurile. Și pentru această lucrare să sperăm că vor merge bine. Trebuie să ne aprovizionăm cu tot felul, cu nisip. De exemplu, nisipul l-am adus de la Sibiu, pentru faptul că în Făgăraș nu găsim nisip nicăieri. Catedrala din Făgăraș este identică cu cea din Oradea. Dimensiunile fac trimitere la vârsta Mântuitorului. Lățimea de 30 de metri și lungimea de 33 de metri, adică vârsta la care Mântuitorul și-a început propovăduirea și cea la care s-a jertfit pe cruce. Proiectul mai cuprinde o cupolă și un turn mare în centru, cu 4 turnuri în cele 4 colțuri. Hramul ales este Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Doamnelor și domnilor, acesta a fost buletinul știrilor de astăzi cu cele mai importante informații locale. Impactfăgăraș.ro este adresa website-ului nostru la care ne puteți găsi pe internet. Totodată la dispoziție vă stă și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Nova TV, urmează emisiunea Plus și Minus. Vizionare plăcută!